am ajuns și la final. Așa cum vă spuneam la începutul spectacolului, în această seară specială, artiștii cu muzica BC s-au reunit pe scena Filarmonice de Statara pentru a vădori tot ce au mai bun în sufletul lor. Acum o vor face prin ultima melodie din această seară. Înainte însă, Club Muzica BC aduce mulțumiri tuturor celor care ne-au fost alături și ne-au sprijinit în ceea ce facem noi aici. Mulțumim Filarmonicii de Statarat prin domnul director Alin Băcean, mulțumim doamnei profesoare Mihaela Mișca de la Liceul German, mulțumim Alpha Advertising prin Diana Răzvan, mulțumim actrița Angela Petreanu Bariașii, mulțumim Fundației Life Care și nu în ultimul rând, presă prin jurnalul Aradean și Glasul Aradu și InfoTV. Doamnelor, să aveți multă, multă sănătate și mulți, mulți ani alături de cei dragi vouă. Iar vouă tuturor vă dorim o primăvară binecuvântată. Artiștii cu muzica BC și melodia Cel mai frumos dar. Thank you.
Și nu în primul rând, doamna Constantă Bărână. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la următorul nostru spectacol, care va avea loc în 1 iunie, de Ziua Copilului. Avem 3 spectacole pe an. Unul, primul, l-a avut în 14 decembrie de Crăciun. Acesta este de Ziua Mamei, iar al treilea, de 1 iunie, Ziua Copilului. Iar acum, nu vă lăsăm să plecați acasă până nu veți cânta împreună cu noi o melodie foarte frumoasă, pe care o cunoașteți și dumneavoastră. Este un șlagăr. Atunci când eram noi copii, era un șlagăr. Este șlagăr și astăzi pentru copiii noștri și sperăm să rămână un șlagăr și pentru copiii copiilor noștri. Vă invităm să cântați împreună.